În sala parter a galeriilor de artă Ion Andreescu este etalată pe Simeze expoziția omagială Dialog între generații, dedicată maestrilor Vasile cel Mare și Ion Grigore de foștilor studenți. Este deja al patrulea episod din această foarte frumoasă poveste care a pornit de la ideea în 2014, prima ediție, în care am avut o expoziție foarte amplă la galeriile de artă Ion Andreescu la Buzău, împreună cu profesorul meu din facultate, maestru Vasile cel Mare, care a plecat între timp să picteze cu îngerii și ediția a doua a fost împreună cu maestru, cu asistentul domnului cel Mare, dar care devine între timp șeful Catedrei de Artă Monumentală din cadrul Universității Naționale de Artă, domnul Ion Grigore. Și dumnealui a fost de nenumărate ori la Buzău, a fost un prieten al Buzăului, spun a fost pentru că și dumnealui a plecat. Cea de-a treia ediție a dialogului s-a purtat de această dată între un maestru și fiica sa, care i-a moștenit harul de artist plastic. Este vorba despre artiștii vizuali buzoieni Valeriu și Ana Șușnea. A treia ediție a fost o ediție, hai să-i spunem, de familie. Am făcut o expoziție în paralel cu Ana Șușnea, cu fata mea, și iată-ne acum la a patra ediție care este destinată, iată, nu numai maestrilor, ci și discipolilor, adică a celor care au dorit să vină aproape de mine și care au absolvit facultatea de arte plastice, secția artă monumentală restaurare. Anul acesta, tablourile semnate de Vasile cel Mare și Ion Grigore sunt înconjurate de lucrări ale celor 7 discipoli ai lor, care au dorit să își exprime astfel omagiul pentru foștilor profesori. Avem aici și restauratori, deci am adus-o și pe Cornelia Săvescu, colega mea de facultate, care are aici câteva exemplificări din foarte numeroasa ei activitate de restaurator. Printre altele, a restaurat, de exemplu, catapeteazma de la Mănăstirea Voroneț, care este extraordinar de frumoasă. Foarte interesantă este biserica respectivă, știi? Da, uite, aici, da, aici sunt muncile din iad, știi? Diavolii care muncesc. Aici este o reprezentare foarte interesantă a apei, știi, e o zeitate a apei cu doi pești, vezi, și cu călare pe o fel de balenă, cum și-au închipuit ei. Este Judecata de Apoi, o temă foarte frumoasă, foarte interesantă asta de aici, știi? Alături de cei doi maestri pe Simeze sunt expuse lucrări ale Dianei Brăescu, Adriana și Bogdan Mola din Canada, Vasile Pomnegreșteanu, Diana Reghiș, Camelia Săvescu și Valeriu Șușnea. Avem pe Doina Reghiș Ionescu de la Deva, o artistă care se ocupă și cu arta monumentală, are nenumărate lucrări de artă monumentală. Avem doi invitați din Canada, doi colegi, este vorba de familia Molea, Adriana Molea și Bogdan Molea, care deja este un nume foarte consacrat, este artist canadian de origine română și care are o activitate deosebită în Regatul Unit al Marii Britanii, mai cu seamă este foarte cunoscut de galeriile de acolo. Bineînțeles, prietenul nostru Vasile Pop-Negreșteanu, care este din București și a venit și el cu două lucrări bidimensionale și o lucrare tridimensională foarte frumoasă, un înger din lemn de balsa, foarte frumos. Expozițiile omagiale vor continua și în anii următori. Am încercat să fac această, hai să-i spunem, acest gest de onoare pentru maestrii care nu mai sunt, dar care ne-au format și care au format generații întregi de artiști, de pictori, de restauratori, de artiști monumentaliști, cei care au îmbogățit și au înnobilat foarte multe calcane interioare, exterioare și s-au ocupat în egală măsură de
monumente de patrimoniu cultural național, de restaurarea picturii murale din aceste monumente. Expoziția Dialog între generații va putea fi văzută gratuit până la sfârșitul lunii ianuarie, în timpul programului de lucru al galeriilor.